Redacția 1 TVDev a avut parte de o plăcută surpriză. Studioul postului nostru de televiziune a fost vizitat de un grup de elevi care, în perioada de vacanță, participă la activități organizate de Smart Learning Center Deva. Copiii însoțiți de voluntarele centrului au putut vedea, unii în premieră, cum arată un studio de televiziune, cu camere, decoruri, masă de montaj și toate cele. Și, bineînțeles, au vorbit la microfon, s-au văzut pe cameră și chiar au luat interviuri, unii dintre copii arătând reale calității de oameni de televiziune, noi fiind onorați să-i numim reporteri speciali ai 1 TV Deva. Aș vrea să vă iau un mic interviu. Cu multă plăcere! Prima întrebare, cum v-ați hotărât să veniți și acum 2 ani și acum la Roxy să lucrați la Smart? Îmi plac foarte mult copiii, îi iubesc enorm, sunt foarte preocupată ca ei să crească foarte bine, foarte isteți și să ajungă fiecare acolo unde îi se potrivește lui. Ca în final să fie un om fericit. Am înțeles. Deci, ca să înțelegem, vă plac foarte mult copiii. Dumneavoastră aveți un copil? Am și un copil personal și mulți, mulți copii de care mă ocup. Am înțeles. Câți ani aveți? Mulți, foarte mulți. Foarte mulți. Dar asta nu mă împiedică să nu reușesc să fiu copil ca și voi. Mă ajută foarte mult să fiu copil ca și voi. Și colaborarea cu voi. Și cum este să învățați și dumneavoastră copiii când ajutați aici la Roxy, la Smart și altundeva? Uneori este greu, dar în general este foarte ușor pentru că fac ceea ce îmi place. Și când copiii sunt foarte frumoși și foarte plăcuți. Astfel, din interviurile realizate de cei mici, am putut afla cu ce se ocupă Smart Learning Center Deva. Sunteți de acord să vă iau astăzi un mic interviu? Sigur că da. Bine, prima întrebare. Ce v-ați făcut acum că ați crescut mare? Eu iubesc foarte tare copiii și totodată limba engleză, așa că mi-am deschis un centru de activități unde le predau copiilor engleză și mă ocup de ei în vacanțe și învăț tot soiul de lucruri. Puteți să spuneți numărul? Poate alții se alătură. Numele cui? Al centrului? Da. Smart Learning Center se numește, că toți suntem smart. Am înțeles. Dacă învățăm, evident, așa-i? Da. Aveți vreun copil? Am un copil, da. Am un copil al meu și mulți copii pe care iubesc, de care mă ocup. Și dumneavoastră cum vă numiți? Pe mine mă cheamă Roxana Ilia. Dar pe tine? Buștea Maria. Iar pe copilul dumneavoastră pe cum îl cheamă? Pe copita mea o cheamă Emma. Înțeles. Și la acolo, la centrul dumneavoastră, vin mulți copii? Vin mulți copii, da. Și ce... Că și tu vii acolo, nu? Și? Vă preocupați în timpul care nu-i vacanță de învățare, dar la ce învățați acolo? Învăț pe copii? Da. În timpul anului școlar, în principal engleză. Și am copii mici de la grădiniță până, uite, de cele mai mari fete ale mele sunt aici, pe care mă ocup eu. Sunt la liceu, acum termină liceul la anul. Și tocmai au luat examenul avansat de Cambridge. Am înțeles. Faceți și cu clase mari sau numai cu clase mici? Fac și cu copii mai mari, da? Sigur că da. Și faceți cu rândul o clasă mică, odată o clasă mai mare, odată o clasă mare, odată? Da, pe grupe, da. Nu pot să fac cu cei mici de grădiniță și cu cei de la liceu la oaltă, deopotrivă, în același timp. Nu? Păi, normal că nu aveți cum să învățați pe toți deodată. Dar cu ce vă preocupați în vacanță? Cum îi învățați? Ce faceți cu ei? Păi, uite-te, și aici, și această vizită face parte din învățarea noastră, din learning-ul nostru. Să învățăm și despre cum funcționează lucrurile din jurul nostru. Și despre meserii.
Faceți un mic programel de vacanță? E ca un fel de tabără urbană, adică copiii vin dimineața și până după masa stau cu noi acolo și ne jucăm, facem activități distractive, educative, facem excursii. Am înțeles. Astea au fost toate întrebările. Vă mulțumim, la revedere! Mulțumesc și eu, la revedere! Nu doar Amalia a dat dovadă că are calități de reporter, ci și Aian, din interviul realizat de acesta, aflând și ce alte preocupări mai au voluntarii care se află alături de copii în perioada de vacanță. Bună ziua! Aș vrea să vă iau un mic interviu. Da, ați vrea? Sigur. Prima întrebare. V-ați dori să fiți prezentator la vreme? La vreme? Da, mi-ar plăcea foarte mult să fiu prezentatoare la vreme. De ce nu? De fi o meserie foarte frumoasă, interesantă. A doua întrebare. V-ar place să fiți bucuroase toată viața? Da! Foarte mult, cine ar vrea să fie bucuros toată viața? Nu putem fi fericiți tot timpul, trebuie să mai avem și momentele noastre mai triste, pentru că altfel n-am ști să apreciem ceea ce e frumos. Și vreți să faceți vreodată o cascadorie mare? O cascadorie mare? Da. Da, foarte mult. Chiar vara aceasta vreau să încerc pentru prima dată bungee jumping. Mai aveți alte întrebări? Una singură. Da. Vă doriți să prezinți la televiziune? Probabil, ar fi interesant. Încă nu știu sigur. Asta au fost toate întrebările. La revedere! Mulțumesc! Irina, în schimb, a dat dovadă de spontaneitate, lucru extrem de important în meseria de reporter de televiziune și apreciat de toți cei prezenți în redacția 1 TV. Cum te numești? Mă numesc Popescu Amalia Codință. Și câți ani ai? Am 18 ani, sunt din Deva. Deci, cum te simți de la care ai reușit să dai testul de Cambridge? Sunt foarte încântată că am reușit să ajung la această performanță, să dau un examen atât de important și atât de avansat. Sunt foarte fericită că am reușit să-l iau. Ok. Mai întreabă, tu ce ai vrea să fii când te angajezi? Adică mi-ar plăcea să fac facultatea de silvicultură, să fiu inginer silvic. Frumos. Cum adică să văd ce faci? Că văd ce face? E în fața mea! E în fața mea, văd ce face! Corect. Și acum, dacă dai... 1 TV Deva le mulțumește copiilor pentru vizită și îi așteaptă cu drag și altă dată, cu speranța că micuților le va mai trece din timiditatea firească apărută la vederea camerelor și a microfoanelor. Iar în ceea ce privește Smart Learning Center Deva, mai multe informații despre activitatea pe care o desfășoară se pot afla de pe pagina de Facebook a centrului.